Doamnelor și domnilor, am revenit la agricultura, la raport, discutând despre accesarea fondurilor europene. Alături de mine în studio sunt domnii Marian Vișu Iliescu și Mihai Aron. Așadar, aveți multe motive să ne urmăriți și în această seară. Foarte mulți dintre cei care se uită la AgroTV ne-au și scris pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Haideți să începem să citim din mesajele telespectatorilor noștri, pentru că după se vor aduna foarte multe și îmi e teamă că nu le vom putea enunța pe toate. Din partea domnului Gheorghe Aurel Mariș, scrie așa: bună seara, aș dori să întreb în ce dată se va da subvenția la persoanele care au făcut cerere de transfer la APIA. Îi puteți răspunde telespectatorului nostru pe acest subiect? Știu că nu există o dată. Știu că, într-adevăr, unde s-au făcut acest transfer de exploatație anul trecut pentru proiecte, primesc, dar a trebuit ca până la sfârșitul lunii să primească subvenția. Adică, cel puțin, acestea sunt declarațiile oficiale chiar ale domnului ministru Petre Daia. Bun. Domnul Volintiru Marius. Am înțeles de la invitații dumneavoastră că sunt finanțate proiectele cu 55 de puncte pentru sesiunea 2018 la 6-3? Se vehiculează, da. Să nu ia de bun acum că... Dar 100%, pare... 100%, da. Dar după vizitele în teren, după sau până la urmă mesajele, feedback-ul de la, din partea experților, care totuși, deși nu pot să spună foarte clar că un proiect este eligibil sau neeligibil beneficiarului, totuși poate spune, da, e un proiect bun, este în regulă. Și având în vedere prescorarea, cam în jurul, acestui punctaj de 55 de puncte, se pare că cam acolo o să fie departajat. Bun, haideți să mai stăm de vorbă cu un alt telespectator, domnul Iorghiță Iacoboaia, din județul Suceava. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vă urmăresc de mult timp în legătură cu măsura 6-3. Da. Partea de fisc. Deci este anul N și N minus 1 pentru 2019. Care e anul N? 2019. Dacă veți depune anul, în momentul în care veți depune la APIA, va fi anul, anul acesta, 2019. Deci, 2000, deci ce să ia din urmă, care trebuie să fie pe plus, deci la declarații, la fisc. Nu, confundați. Deci măsura 6-3 nu ține cont de măsura N sau N-1, ceea ce spune dumneavoastră anul anterior, se ține cont doar pe măsura 4-1, investiții în exploatații agricole, unde, într-adevăr, în anexele B sau anexele C, dar anexele B ale cererii de finanțare, adică partea economică, acolo aveți anul N-1. 6-3 și 6-1 nu au niciun fel de legătură cu N sau N-1. Da, bine, deci am înțeles, deja e o dezinformare. Adică nu are, adică nu... Nu, o confuzie, dacă nu. Nu, o confuzie, mai degrabă nu dezinformare, pentru că... Da, confuzie. De ce locul acesta? Pentru că pe măsurile 6.1 și 6.3, majoritatea firmelor sunt firme noi, sunt firme nou înființate expres pentru această sumăsură și atunci nu se cere un an anterior prin cererea de finanțare sau prin vreo anexă. Doar dacă un beneficiar, să spun, pe măsura 6.1 sau 6.3 și a făcut deja o firmă și a înființat o persoană juridică, a pierdut un proiect sau nu a avut, a fost eligibil fără finanțare și redepune, atunci într-adevăr se poate spune că a avut un an în urmă, dar la fel nu se cere acest an N-1, cum spuneți dumneavoastră. Dar dacă discutăm de măsura 4-1, într-adevăr, anul de referință este anul de referință, dacă vorbim de partea financiară, 2018, care trebuie depus la proiect, iar dacă discutăm de APIA, aici depinde dacă se intră sau nu se intră pe această componentă de
declarație la APIA. Dacă încă nu s-a făcut declarația, dar cu siguranță a început de, cred că, aproape două săptămâni, o săptămână, de declarație, atunci se ia de bază anul acesta ceea ce ați avut. Da, mai mult... Era vorba, mă scuzați, numai de partea de fisc. Da, dacă discutăm de partea financiară, ea se ține cont numai anul anterior depunerii cererii de finanțare. Da. Bine, mulțumesc. Mulțumim și noi, seară bună, numai bine. Haideți să vă citesc un mesaj din partea domnului Cristian Moldovan, are 23 de ani, ne spune că deține un efectiv de 40 de vaci înregistrate la APIA. Exploatația deschisă de 4 ani, teren, 5 hectare în proprietate și 35 de hectare de pășune în arendă de la primărie pe 10 ani. Aș dori utilaje pentru fermă. Nu am accesat niciun fond până acum. Aș dori să-mi spuneți ce proiect pot accesa și ce demersuri trebuie să fac. În cazul dânsului nu poate accesa decât 4.1, partea de zootehnie, iar utilajele vor putea fi incluse în proiect, dar trebuie să fie minoritare vis-a-vis de domeniul principal de activitate, care e creșterea vacilor. Așadar, el trebuie să aibă investiția majoritară pe partea de zootehnie, asta modernizarea sau extinderea grajdurilor sau, capacității actuale, sală de mulți, inclusiv partea de procesare și apoi, într-adevăr, secundar să intre pe partea de vegetal, ca să spun așa, pentru ceea ce înseamnă mașini, utilaje și echipamente pentru... Iar la partea de vegetal, el oricum nu are încărcătură per hectar atât de mare încât să se poată baza pe un tractor cine știe ce. Ar trebui undeva la 10 hectare. Da. Bun, haideți să stăm de vorbă și cu domnul Romulus Marin din județul Arad. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascultăm! Aș avea și o întrebare la dumneavoastră, dacă se poate. Se poate, bineînțeles. Spuneți. Am un efectiv de 10 capite de animale. Da. Și 6 hectare. Deci, și de-a meu și luat în arendă. Și avea de să facă, să achiziționez dacă se poate de ceva utilaj. Alo, mă auziți? S-au de foarte puțin. Mai repetați încă o dată ce suprafață de teren aveți. Deci 60 hectare de teren. 60. Teren agricol, da? Da, da. Ok. Și câte animale? 10 capete de animale. 10 capete de ce? De vaci? De vaci, da. Vaci de lapte, da? Da, da. Ok. Până facem un calcul mai exact, la primă vedere, numărul majoritar de ISO-uri îl aveți din vaci. Și atunci proiectul ar trebui să fie pe zootehnie, în sensul de a dezvolta partea de zootehnie și ulterior, colateral, se poate lua și un tractor la 16 hectare, ori 4 coeficientul, ne duce undeva în jur de 70-75 de cai putere. Da. Mesurile majoritare se fac din partea de zootehnie, 12.000, și am făcut o medie la partea de vegetal, la aproximativ 9.600 de esouri, așadar aveți majoritar. Ați intrat totuși, ați avea o șansă, pentru că ar fi totuși o fermă mică. Ați avea în total 21.000 de esouri, ceea ce vă poziționează fermă mică, ceea ce primește oricum un punctaj suplimentar. Dar la fel, investiția majoritară ar trebui să fie pe partea de animal și mai apoi pe partea aceasta de vegetal. Ne auziți? Da, da. Bun. Ce ar trebui de să fac? Deci să mă duc pe la direcția agricolă de ce am fost. În cazul ăsta nu prea direcția agricolă. De ce? Direcția agricolă face proiecte pe 6.3 și pe 6.1 fără parte de construcții montaj. În cazul dumneavoastră, având în vedere că va trebui să investiți majoritar în creșterea vacilor, aici va trebui să aveți ori extinderea grajdului, ori construirea unui grajd,
ori dotarea cu parte de muls automat, cu o mică procesare și așa mai departe. Aici va trebui să vă adresați la un consultant de acolo din zonă, pentru că va fi un proiect cu construcții montaj. Da, am înțeles. Pentru utilaje, deci dacă... Păi nu vă cumpărați numai utilaje, că nu puteți să vă cumpărați numai utilaje, dat fiind faptul că proiectul este pe zootehnie. Și atunci veți avea parte de investit în zootehnie, adică în grajdi. Da. Da, spuneți, mai aveți ceva, o altă întrebare? Nu, deci atât adicativ, deci atunci deci să iau deci legătura de cu un consultant. Da, trebuie un consultant acum. De ce? Pentru că din 2018 sunt eligibile doar proiectele complexe, cele care au construcție montaj. Nu achizițiile simple de mașini, utilaje și echipamente nu mai sunt eligibile simple. Încă o dată, pentru că dumneavoastră aveți și animal și vegetal și majoritatea, să spun, punctajului, acela, ca și dimensiunea fermă, îl aveți din partea de vaci de lapte, din zootehnie, atunci trebuie să investiți majoritar pe partea de zootehnie, adică în direct în ceea ce înseamnă partea de graj, procesare și așa mai departe și apoi ceea ce înseamnă, să zic, partea furajeră, partea de vegetal. Și atenție că veți avea proiectul cu cofinanțare, adică trebuie să puneți și dumneavoastră ceva. Adică, iar ca prin pași trebuie, într-adevăr, consultantul, dar în paralel ar trebui să vă, dacă nu aveți, să vă faceți un ideal pentru punctaj, un SRL sau o întreprindere familială în care să intrați cu încă un membru al familiei ca să fiți fermă de familie, ar trebui să faceți... Da, vreau de să fac pe un băiat, unul dintre băieți. Păi, atunci, dacă vreți să faceți pe un băiat și bănuiesc că e tânăr băiatul... Puteți să intrați și dumneavoastră acționar minoritar în acea exact. Firmă. Iar dacă nu reușiți să prindeți anul acesta partea de finanțare din cauza punctajului, atunci rămâneți și vă pregătiți pentru 2021, când pe tânărul fermier vor veni 100.000 de euro și e mult mai simplu atunci. Bine. Da, da. Mulțumim pentru telefon. Seară bună. Numai bine, sănătate. Un alt telespectator ne-a scris pe aceeași pagină de Facebook. Domnul Ionuț Botici este din Alești, județul Bihor. Se pot accesa fonduri europene pentru panouri fotovoltaice? Dacă se poate, care sunt pașii și de ce suprafață aș avea nevoie? I-ați răspuns? Răspunsul este sec, nu. Cel mai probabil, dânsul s-a gândit și la ce s-a scris în ultima perioadă. Într-adevăr, sunt 20.000 de lei, dar nu sunt fonduri europene, sunt fonduri de la Guvernul României și sunt pentru gospodării. Este totuși un program care funcționează de mai mulți ani pe partea aceasta de mediu. Sănătate, Mihai. Haideți că l-avem alături de noi prin telefon pe domnul Cornel Stroiescu, fermier din județul Mehedinți. Bună seara! Bună seara dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara! Ce întrebări aveți pentru invitații mei, pentru domnii consultanți? O problemă. Un fermier din Mehedinți m-a contactat, are un proiect, un contract de finanțare cu APIR-ul semnat și finanțare 90%, cofinanțare 10%. Un proiect de 800.000 de euro, fermierul după ce a semnat contractul de finanțare, bineînțeles, și dorește să implementeze proiectul. Și întâmpină mari probleme. Ce s-a întâmplat, eu nu știam până acum, atunci când s-a scris ghidul, e vorba de o plantație de pomi, este procesare, ceva utilaje, am înțeles,
Chiar dacă este, cum spuneam, cu 90% finanțare, foarte greu sau chiar spunea, este imposibil să-l implementeze. De ce? Omul trebuie sau își dorește să ia un avans ca să înceapă demersurile de implementare de la AFIR. AFIR-ul spune că trebuie să meargă la o companie de asigurare să asigure acest credit. Așa este. Nici o companie de asigurare nu vrea să-l asigure. Contra comisionul. Adică e absurd așa ceva. A încercat la fondul de garantare? La fondul de garantare al IMM-ului a încercat. Nu știu dacă a încercat la FGCR. Aici, cei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural, ei oferă asemenea asigurări pentru acea scrisoare de garanție care îi trebuie pentru a obține avansul de 40%. AFIR-ul cere într-adevăr o garanție de 110% din valoarea avansului acordat, într-adevăr. Da, dar aici nu este vorba de... Domnul președinte, întrebarea este următoarea. Când a făcut cererea de finanțare, a bifat în cererea de finanțare că dorește avans? Cu siguranță, probabil, nu știu, nu l-am întrebat. Problema pentru că, este... atenție, dacă n-a bifat în cererea de finanțare că dorește avans, nu poate acum. Nu, el poate să ia avans, dar problema o întâmpină acolo la asigurare. La scrisoare, la da, garanție. Să știți, da. Să știți că nu este o greșeală, ca să spun, de ghid, pentru că la fel a fost și în PNDR 2007-2014. Nu am spus-o că e o greșeală, eu am spus-o că e absurd așa ceva să fie în ghid. Când ai un din punctul meu de vedere... Dar să știți că nu este o regulă, din păcate, a firului această parte, adică și pe program operațional regional și pe toate celelalte măsuri pentru acest avans. Din păcate, într-adevăr, poate este absurd, dar este acest avans trebuie garantat. Și sunt niște reguli... Garantat și statul român va obține profit până la urmă după acest proiect, știu. După acest locurile de muncă care... Păi haideți să ajutăm oamenii ăștia de România pentru că au posibilitatea să-și piardă proiectele. El abia a obținut de la Czech Bank acel 10% de 80.000 de euro. Abia l-a obținut. Adică iarăși e o absurditate. Te gândești la băncile din România cum sprijină fermieri. Dacă ar fi avut un 50%... Cu siguranță. De fapt, mie mi s-a întâmplat asta. Nu putea să implementeze chiar dacă semna contractul de finanțare. Deci am ajuns încât, și mai vorbim de alte state, cum au atras banii europeni, când nu se poate. Sunt făcute regulile încât să nu pot să iei banii europeni. Și să vor întoarce iarăși banii înapoi la Uniunea Europeană și o să-i folosească alte state. Da, și vă spun unde este lacuna, că de la noi a pornit lacuna, să știți. Păi, cu siguranță, eu asta vreau să aduc în discuție, cu siguranță de la noi. Așa este. Când s-a constituit, când s-a construit PNDR-ul actual, eu la vremea respectivă le-am propus, dar văd că n-a luat nimeni în calcul, să facem cum au făcut polonezii. Cum au făcut polonezii? E atât de simplu și de eficient. Când te duceai să semnezi contractul de finanțare, cu o mână îți dătea contractul de finanțare, iar cu cealaltă îți dătea un instrument bancar avizat de guvernul respectiv, prin care îți asigura garanția că cei 90% sunt deja ai tăi. Și atunci când mergeai cu acel instrument de garanție și emis de statul respectiv, la bancă, banca avea altă credibilitate ca să-ți dea suma necesară implementării. Și mai vorbim de Ministerul Agriculturii că susține și de Ministrul Agriculturii că susține agricultura din România. Să fim serioși, îmi pare rău. Haideți, trebuie cu toate și toți care pot să implice băncile să asigure cel... Deci gândiți-vă la un procent de 90% finanțare, un proiect așa de mare care creează 30-40 de locuri de muncă într-o comună, așa să
statul român, guvernul, Ministerul Agriculturii să fie efectiv neputincios. Nu, e rău, rău intenționat. Nu vrea, nu-și dorește ca agricultura din România, fermierii din România, românii să investească în agricultură, să creăm locuri de muncă, să creăm plus valoare la noi acasă. Asta e realitatea. Acest om a plătit bani foarte mult pentru consultanță, drumuri, avize și așa mai departe și acum ajungi să nu poți să implementezi un astfel de proiect? Nu se poate așa ceva. Și spuneam, abia a primit acel credit de la bancă de 80.000 de euro, vorbind de cofinanțare, dar nu are voie să, decât un anumit procent din acești 80.000 de euro să-i folosească în funcție de tranșele care le primește de la AFIR. Păi da, banca ajută-l măcar prima tranșă, cât este, care are 5 tranșe la acest proiect, măcar prima tranșă, dă-i un credit și atunci rostogolești fiecare tranșă. Banii care intră de la AFIR, așa merg mai departe la bancă. Așa am făcut eu atunci când am implementat proiectul silozului meu de 1.200.000 de euro cu creditorul din Germania, credit furnizor din Germania. Mi-a luat bani și eu, în funcție de facturile care le emiteam, era de fapt o tripartidă, să-i spunem, eu ca și beneficiar, Banca din România și creditul furnizor din Germania. Trimiteam pe mail factura în Germania, o aproba din Germania și atunci banca făcea plata către furnizorul de echipamente, de betoane și așa mai departe. Care e problema dacă facem același lucru în România noastră cu acești fermieri care vor să investească? E simplu, oameni buni. E simplu, dar o complicăm noi, pentru că... O complică Ministerul Agriculturii și care răspunde de aceste fonduri. Și Guvernul României. Astea fac. Da, domnul Stroiescu, dar vedeți, dumneavoastră, că în acel comitet de monitorizare, acolo unde se fac regulile, sunt și niște fermieri, reprezentanții fermierilor. Întrebarea mea de fiecare dată când acolo se stabilesc aceste reguli, ce fac acei reprezentanți? Își urmăresc interesele lor. Aia fac aceia. Aia nu sunt reprezentanții fermierilor. Nici atât. Niciodată. Pe hârtie... Dacă ar fi reprezentanții fermierilor, ar face ceva pentru fermieri. Pe hârtie așa sunt acolo. Pe hârtie, da. Dar niciodată nu ne-a reprezentat cum ar trebui să reprezinte fermierii. Și știți foarte bine de cine vorbesc. Da, știm foarte bine. Ideea este, asta ne doare, pentru că întotdeauna se spune, bun, dar aveți fermieri aici cu noi la masă. Nu sunt pentru fermieri. Aia își urmăresc interesele lor și atât. Acum se înțelege foarte bine de ce nu s-au dorit acele camere agricole. Pentru că... Bun, haideți că ăsta e un alt subiect. Discutăm despre fonduri europene în seara asta. Corect. Da, dar sunt în directă legătură cu acești bani care trebuie, dacă sunt alocați pentru România, să rămână în România. Nu să ne facem că aducem fonduri în România și, de fapt, pierdem acești bani. Așa cum a fost pe vechiul PNDR 2007-2014. Într-adevăr, vis-a-vis de acest avans sunt discuții mult mai vechi și, într-adevăr, aici ar trebui ca cei care, mă rog, se ocupă, AFIR, Ministerul Agriculturii, să aibă o discuție mult mai aplecată către bănci. Nu ar trebui. Sunt salariat, au un venit. E o atribuție care trebuie să o facă pentru fermieri. Aia trebuie să facă. Da. De-aia sunt în frunea Ministerului. Să creeze portițe cât mai deschise pentru fermierii români care vor să implice. Nu e simplu să faci agricultură în România. Bun. Trebuie să luăm publicitate. După o scurtă pauză comercială ne vom reîntoarce la agricultura la raport. Îi mulțumesc domnului Stroiescu pentru intervenția telefonică. Seară bună, numai bine. Pauză și revenim în câteva minute.